Pogba la Liverpool, oficial Pogba la Liverpool. Vrei să cumperi coins la cel mai bun preț? Intră pe FIFA Coin, linkul în descriere, folosește codul DEAD pentru 5% reducere. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Career Mode cu Liverpool. Continuăm desigur în perioada de transferuri și cum ziceam, îmi trebuie un mijlocaș șmecher. Desigur, acum îl avem pe Keita, doar că, na, este accidentat. Și Ozil care va fi în locul lui Firmino, Keita aici și ne mai trebuie încă un mijlocaș acolo care să facă diferența. Și m-am tot gândit, băi, care ar fi o idee, poate pe ăla, poate pe ăla, ar fi interesant ăla, păcat că N'Golan s-a dus la Manchester City. Și cel mai mult mi-aș fi dorit, dacă aș fi putut, de aia că nu vin oferte, pe un jucător să-l vând și să-l cumpăr pe zeul zeilor Pogba. Dar problema este că n-avem destui bani. Așa că ne reprofilăm. Ce idee ar fi? O nebunie de idei. Dar eu vreau unul deja gata făcut. Nu vreau unul tânăr, nu vreau unul să stau, să-l evoluez, să-l nu știu ce, să-l nu știu cum. Și Firmino! Uită-te că a intrat vânzarea lui Firmino, mai sweet de acest transfer, sincer. La Real Madrid, Firmino, pentru 66 de milioane. Na, e bine că au intrat acești bani. Fix acum ziceam că, băi, ce bine mi-ar prinde niște bani. Și desigur Zidane mi-a spus, I got your back, bro, ți-am spatele asigurat. Și e bine-s. L-am văzut pe Firmino, ușor, un picuț, îmi pare rău că l-am văzut, dar nu-i bai că avem alți jucători și mai buni. Așa că, pac, hai să luăm pe un zeu al mijlocașilor, un mare boss, să zic așa mai pe termen cocălărești. Îl luăm pe Pogba. Simplu, eu nu mă joc. Când zic că vreau mijlocaș ca lumea, l-am luat pe Pogba. Pe ce mijlocaș poate mă întrebați că vreau să-l cumpăr înainte să vină banii pe Firmino? Era Pjanic, mă gândeam la Pjanic cel mai mult. Sau poate Kanté, dar apoi iar era textul ăla cu, oh, iar e acești jucători. Nu, Pogba, cel mai ușor, cel mai frumos, pac, țac, hai să îl cumpărăm pe Pogba, fraților. Transferul anului. Transferul anului, a venit Mourinho. Așa frumos, poftim Mourinho, stai jos, vrei să te aduc și o cafeluță, un energizant, ceva? Nu, direct la treabă, așa îmi place și mie. Bun, cred că player to swap nu-ți cam trebuie nimic, dar ce tare ar fi să-l dau pe Coutinho, frate. Stai cam mai de Coutinho, care valorează 96 de milioane. Hai să vedem. Ce zici de Coutinho pentru Pogba? Schimbul anului, fii atent. A? Listen, we consider swapping Pogba. We are looking to bring in a midfielder. Deci un mijlocaș vă trebuie vouă. Ok. Îți trebuie chat-ul pe să refuzi pe... să refuzi pe Coutinho. Keita, doamne ferozil, nici nu mă gândesc. Maier ne trebuie. Wijnaldum îmi place. Emre Can. Nu, oferim direct bani. Ok, hai să oferim bani. Hai să oferim 90. Începem cu o sumă mică, mai micuță și tot urcăm. Ia să vedem, 90 de milioane pe el. Mourinho zice nici gând. 5% în următorul transfer și 167 de milioane. Mamă, câți bani, ușor mă Mourinho că mă nerorocești, ușor Mourinho că mă nerorocești. Ce zici de 105, hai, 105, 171, ok, da, păi eu câți bani am, nici nu știu, aș sparge bugetul, știi ce, hai să spargem. Doamne, că m-or da ăștia afară de la Liverpool când vor vedea. 130, hai. 130, hai. 130, 130, hai că dau. Hai că dau de la mine 130. We are going to have the time until then, bye for now. Ok, deci n-am oferit așa jos încât să-l jignese, să zică nu du-te dracu, dar nici să accepte. Știu că Pogba e cam cel mai bine cotat mijlocaș din lume și îi foarte bun și în FIFA, dar, măi, nu știu, 171 ar merita, dar nu pot să dau așa mult. Hai să vedem, 140, hai,
140. Hai, deja e o tonă de bani. 140. Îmi treci niște bani pentru la iarnă, știi, pentru jucătorii liberi de contract. 155. Ok, 155. Hai că m-ai lăsat în sfârșit din preț. Bravo, Mourinho, în sfârșit. În sfârșit în puii mei. 145. Hai să vedem. Da, dam. Bun. Bun. Bun, bun, bun. Un pas mai aproape de Pogba. Suntem atât de aproape să îl cumpărăm. Pogba la un pas să vină la Liverpool. Cum sună asta, băi? Pogba la Liverpool. Ia să vedem. Aici frumos. Stai, eu mă prefac că lucrez, dar de fapt mă jucam jocuri pe Facebook. Farmville, mai precis. Mai se joacă cineva. Ok, hai să vedem. Crucial, ce, bla, bla. Ok, accept. Crucial. Glumea. De fapt, mă uitam la pornache. Așa, nu, 4 ani? Aș fi vreo 5. Hai să zicem 5. Ce este de 5? Eu zic că eu sunt un rotund. Bun. Așa, un contract pe 5 ani. Să-i punem release clause sau nu? Propose, să-i punem? Hai să încercăm să-i punem. Ăsta ar fi primul jucător la care pun. 300. 300 de mii. Nu, 300... Nu-mi place riscul. Nu, lasă așa. Ok. Let's move on to the next salary. Aici n-am voie să mă prea zgârcesc, că... Da. Hai să vedem. Să vedem. Remove bonus. Nu-mi place bonusul. Reedităm salarul. Salarul mi se pare ok. 4 milioane ca și bonus, dăm 5. Ia să vedem. Nu negociez la salar, îți dau 5 milioane bonus. 310 salar. Ok. Dar hai să facem 300. 300, tot bat cuiu pe 300, pun acceptă. Oh, așa ușor. Bun! Pogba la Liverpool, oficial Pogba la Liverpool. 300 de mii de euro pe săptămână va primi acest jucător. Dar uitați-l, în kitul celor de la Liverpool este nimeni altul decât Pogba. Am spart pur și simplu pușculița clubului să-l aduc aici pe Pogba și eu zic că s-a meritat fiecare bănuț. 90 overall. O da, am adus titanul, ăla-i mănene mă, Pogba, ia, frumos, Pogba, Pogmanito, ia, hai să vedem statisticile lui Pogba, așa, de distracție, ia, ce frumos, uite, numai verde peste tot, fraților, superb, acest transfer ne va ține foarte bine linia de mijloc și de acum încolo, practic, eu nu cred că mai cumpăr nimic. Depinde dacă vând ceva, dar nu cred că mai cumpăr nimic. Și nu știu de ce mi-a apărut Ronaldo pe fundal. Voi observați pe Ronaldo pe fundal? Oare o fi un semn că Ronaldo vrea să vină la noi la echipă? Oare o fi un semn să luăm pe Ronaldo? Nu știu ce să zic. Uai, și eu bă ce băus, trebuie să-l pun pe ăla mă, Theo Hernandez. Aoleo, trebuie să-l pun pe ăla să evolueze. Bă, cap sec. Da, să hai că-l punem data viitoare. Așa, azi de mai aici o să urmez un meci de cupă cu Chelsea, Manchester United, Community Shield și după ce urmează un meci foarte șmecher, desigur împotriva Barcelonei, pentru Cupa Cupelor. Interesant, aici o grămadă de scouter, nu contează, cream că am primit ce oferte. Ok, hai să-l dăm simile la meciul ăsta și jucăm meciul cu Barcelona, că meciul cu Barcelona e mai important decât Community Shield, chiar nu-mi pasă de această cupă. Ia să vedem. Oh, 1-0, Salah înscrie. Simplu. Noi am la, bă, tactica Gigi Becali 1.0. Cumpără de la adversar și fă-i mai slabi pe adversari. Tactica lui Gigi a funcționat. Ok, hai să scoatem pe ăsta. Așa, fullbacks, unde este? Ia lai. Hai să-l punem aici pe defending, că aici o să am eu mare nevoie de el. Bun. Așa, bun, hai. Trainingul, cel de toate zilele. Ai grujit și evoluează și tu odată mai repede. Bun. Poate că pe el o să-l scoși să pun alt jucător acolo. Ia să vedem. Match versus Barcelona, dar ce se întâmplă? Transfer offer pentru Origi. Origi este dorit de către cei de la
Barcelona. Iar eu, uitați-vă, jocul zice acolo că Origi s-ar putea duce până în 54, hai să rotunjim, 54 de milioane. Eu data trecută pentru Dortmund am cerut 60 de milioane, dacă știți bine. Și pentru Barcelona o să cer 65 de milioane, că știu că au bani. Sau 66, și mai bine. 66, așa, frumos. Dacă mi oferă suma asta, bine, dacă nu, nu. Eu oricum nu vreau să-l dau pe Origi, că e tânăr, e bun. Joacă peste, pe Lev și pe Rev, peste tot joacă Origi. Și n-aș vrea să-l dau așa, pur și simplu. Ia să vedem, 6-6, pac, nu, eu nu lăs din prețul meu Barcelona, dacă vrei, vrei, dacă nu, nu-i bai, eu nu mă supăr să-l păstrez, mai evoluează, îi mai crește cota de transfer, pentru mine chiar este mai bine să rămână. Nu? Na bine, du-te, nu contează. Și de ce am auzit? O piesă sinistră în fundal. Ce chestie. Bun, hai, meci aici versus Barcelona. Oh, ia ce fain e kitul ăsta. Dar hai să joace în kitul albastru. Așa. Bun, deci Sanchez, Messi, Coutinho, Pogba, în rest totul este ok. Și da, totul este ok. Bun. Ok, world class. Bă, iar am uitat să schimb dificultățile. Mă, nene, mă, ce să-mi fie rușine. Ok, meciul lor, Messi își revede vechea echipă. Oh, da, Messi versus Barcelona. Messi își revede vechea echipă. Ce frumos sună asta. Și îl văd aici pe Suarez trist și înlăcrimat, este dor de Messi. Și nu știi, poate în vara viitoare îl vom aduce și pe Suarez. Cine știi, v-am zis. Așa, eu ziceam odată că îl voi aduce pe Lukaku ca și atacant, dar ia uite-te că l-am pus pe Alexis Sanchez și cred că cu el o să ne ducem până la final. Că n-are rost amă să mai băgăm bani într-un atacant. Dar rămâne de văzut că mai este și perioada de iarnă și opa, ce atacă, ce atacă Barcelona, opa, cu Hamsik, noua achiziție acolo pentru Barcelona, Hamsik, chiar n-arată rău, așa am și când tricoul Barcelonei. Ia să dăm aici Wijnaldum, bun Lukaku acolo. Ei, băi, Lukakule, băi, nene, băi, eu te-am transferat ca rezervă, ai devenit deja titular mai non-stop. Ia, Lukaku, frumos, topul lui Lukaku, shoot, Lukaku, dar în Socrates. Pe, trebuie să-l mai evoluez la shooting. Bun, Messi, pasă superb aici, Alexis Sanchez este, bă, gol, Liverpool, și desigur, cine altul decât Alexis Sanchez, in the house, superb, gol în minutul 10, ăla-i mă, nene, mă, golul golurilor, dar ce pasă, mă, ce pasă, pasă a făcut totul. Dar Alexis Sanchez a finalizat-o foarte bine, golul în minutul 11. Deci e bine că am deschis noi primii scorul, având în vedere ce bine atacam înainte Barcelona. Ia ce întoarcere Rakitic. Opa, de Olofeu, Jordi Alba, pac, vine aici nimeni altul decât Wijnaldum. Începem aici repriza a doua din acest meci nebun împotriva Barcelonei. O echipă în formă, o echipă puternică, dar le lipsește desigur șeful, căpetenia, capul echipei, Messi. Parcă e un țânțar dat cu raid Barcelona astăzi, dar totuși încă încearcă să execute finalizări. Alea pe Suarez, incredibil, către Deulofeu, Leno din nou cu o intervenție. Deulofeu practic vrea să ia locul lui Messi în momentul actual, dar numai nu reușește. Hai să vedem aici ce se întâmplă. O decizie interesantă în acest corner. Bravo Coutinho. Băi, Barcelona, dacă vreți ceva în locul lui Messi, vi-l vând pe Coutinho. Preț corect. Ce dracu, funcționează, nu bate, nu troncăne. Este în stare perfectă de folosință. Acum la preț de ofertă. Param pam pam. Opa, Messi. Oh, penalti cumva, este penalti, Jordi Alba o comite rău și este și cartonașul galben și va fi penalti pentru noi sau lovitură liberă, hai să vedem, nu știu exact, a fost acolo pe linie parcă, hai să vedem, da, este 11 metri, hai să vedem cu cine să executăm acest 11 metri, Pogba așa,
Cu, hai să dăm cu mane. Ia este de ne punem așa. Vezi ce zic? Așa, punem acolo. O, cam tare, cam tare. Ter Stegen! Cum a apărat? Am stat prea mult, am stat prea mult pe gânduri, știi? Băleo, ce șansă ratăm, ce șansă ratăm aici. Ter Stegen, na, pui mei legendarii, o apără binișor de tot. Și totuși am stat-o destul de tare, poziția n-a fost rea, știi că de obicei portarul sare, știi, când șutezi un penalti și poziția e bună acolo. Dar văd că Ter Stegen de data asta a fost pe fază. Deci tot 1-0 este scorul. Cam agresiv în ultima perioadă. Cam agresiv băieții de la Barcelona. Și înțeleg, vor să dea golul egalării. O, Deulofeu din nou. Băi, Deulofeu este peste tot. Nu, dai el gol, dar îmi place work rate-ul lui. Văd că e peste tot pe teren. Asta îmi place la el. 3 schimbări facem în momentul actual. O grămadă de schimbări. Iala ei pe Gundogan. Băi, am văzut acolo că Barcelona îl vrea pe Gundogan, dar se pare că s-a și finalizat acest transfer. Barcelona îl cumpără pe Gundogan. O decizie foarte interesantă. O decizie bună. Gundogan pare un jucător bun după statistici. Dar, oricum, dacă ar fi fost să aleg, cred că tot mai repede l-alegeam pe Pjanic decât pe Gundogan. Așa că, da. Opa. Credeam că pot să fac acolo pas, să scot treaba, dar iară Deulofeu, ce bine joacă Deulofeu, am șic, Leno, mamma mia, băi, să mai ziceți voi ceva de Leno, cum joacă acest portar, fraților, cum joacă Leno, mă, este ceva uimitor, opa, Jordi Alba, Leno, băi, îngerul nostru, păzitor Leno ăsta, mă. Înger made in Germany. Cel mai bun portar? Simplu, cumpărați un german. Opa, Suarez. Către Jordi Alba, ia ce bine atacă Max Meyer. Bravo, Meyer. El e Meyer. Opa. Pa, bravo Klein, bravo băieții, țineți-o tot așa, Alexis Sanchez acolo, Martinez, am citit Mahrez pentru prima oară și am crezut, bă, ce dracu, lua pe Mahrez, am citit-o greșit. Dar oricum câștigăm Supercupa Europei, o batem pe Barcelona cu 1-0, o nebunie, Messi aici versus vechea lui echipă, fai, fantastic, pur și simplu, cum v-am zis eu. L-am luat pe Messi, Barcelona e dezorientată, țaca, dar totuși a jucat fantastic de bine, ați văzut că și au avut o grămadă de ocazii, dar Leno, pur și simplu, niște parade bestiale. Ia să vedem cine ridică cupa, nimeni altul decât Mane și desigur o să trească să reeditez numerele de pe spatele jucătorilor, că e foarte bizar să-i vezi pe un jucător cu numere 38, 36, tâmpenii de genul acesta. Dar acum să ne bucurăm pentru Cupa Europei, care desigur vine la noi, la Liverpool. Ia ce frumos, you'll never walk alone pe fundal. Ce să-ți mai dorești mai mult de atât? Și mi-e frică să nu dau să nu primesc un copyright, dar nu mă gândesc pentru sunetele astea cu you'll never walk alone. Oare? Sper, Doamne, să nu. Dar la cum e YouTube în ultima perioadă, te-ai putea aștepta la orice. Bun, dar hai să oprim aici acest episod. Urmează Perisic la Chelsea. Interesant transfer. Perisic la Chelsea. Ok, ia să dăm o ofertă pentru Flanagan. Hai să rezolvăm și această ofertă. 3 milioane, cât oferă? 3 milioane 150, jucătorul cam pe acolo valorează. Acceptă. Nu mai negociez. Accept suma oferită. Și, desigur, să vedem dacă se transferă jucătorul. În rest, cam atât. Bun, hai, până pe data viitoare vă zic bine. Și, desigur, să vedem ce mai vindem și ce mai cumpărăm. Cumpărat, nu prea cred că mai cumpărăm, dar de vândut totul rămâne discutabil. Până pe data viitoare vă zic bine, uitați de un share, un like și un share din nou pe Facebook și pe Twitter. Bye, bye!